Zeci de persoane de etnie maghiară, dar și reprezentanța ai autorităților locale și județene s-au adunat în cimitirul reformat din municipiul Deva pentru a sărbători împreună ziua de 15 martie, când, în urmă cu 165 de ani, maghiarii s-au ridicat împotriva Imperiului Habsburgic. Cu această ocazie, președintele filialei județene UDMR, europarlamentarul Iuliu Winkler, a transmis celor prezenți mesajul Revoluției din 1848 de libertate, egalitate și fraternitate. Și cred că aceste cuvinte au astăzi și o semnificație europeană, pentru că dacă vedem ce s-a întâmplat după anul 2004, atunci când întâi cu 10 țări, după aceea cu încă două, România și Bulgaria, în 2007, Uniunea Europeană s-a lărgit, această lărgire nu a însemnat doar lucruri bune, ci a însemnat și lucruri care încă mai trebuie rezolvate. A însemnat și niște lucruri care țin de libertate, care nu este la fel pentru toți, care țin de egalitate, care este poate doar teoretică, dar mai avem mult de muncit până să punem în practică această egalitate, și țin de fraternitate. Prezenți la eveniment, reprezentanții autorităților locale și județene au dorit să transmită un mesaj cetățenilor de etnie maghiară. Vreau să vă transmit astăzi cele mai bune gânduri cu ocazia unei zile speciale pentru dumneavoastră. Se împlinesc astăzi 165 de ani de la Revoluția Maghiară împotriva dominației habsburzice. Revoluțiile de la 1848, atât cele din țările române, cât și cea din Ungaria, au fost înfrânte. Românii și ungurii din Transilvania nu s-au aflat de aceeași parte a baricadei, dar după înfrângerea revoluțiilor, inițiatorii acestora au ajuns la o concluzie valabilă și astăzi. Între cele două nații, nu sabia și războiul trebuie să decidă, ci conviețuirea pașnică. Doresc în primul rând să vă felicit cu ocazia sărbătorii zilei de 15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni. Așa după cum bine se știe, la 15 martie 1848 izbucnea la Pesta Revoluția Maghiară împotriva Habsburgilor. Merită menționat faptul că marea majoritate a solicitărilor revoluționarilor maghiari erau comune cu cele ale pașoptiștilor transilvăneni. Și aici amintesc doar desființarea iobăgiei, împroprietărirea țăranilor cu pământ, egalitate în fața legilor și respectarea principiilor Revoluției franceze de egalitate, libertate și fraternitate. După cuvântările susținute de autorități, a urmat ceremonialul de depunere a coroanelor de flori și intonarea imnului Ungariei. Ziua de 15 martie este una dintre cele mai importante sărbători naționale a maghiarilor.